Eu sunt Jeng de la 2.0, el e Weed. Da, hey, salut. Hey, salut. 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 Ce faci? Astăzi, cred că mai zis deja într-un alt episod, dar astăzi vom avea un episod de lectură în timp ce Weed își arată măestria la Tetris yeah! pe site-ul lui preferat tetris.com. Original? nu <laughs> știu. Așa. Lui -i place să joace acest joc, așa, așa că o să-l lăsăm aici, cum play. Yeah. O... Uh, ad. Oh, cream că face ceva urât. Nu, nu, nu. Trebuie să așteptăm să termină, Da, nu? o să apare acolo. Aici? Da, acolo apare sau aici. aici? Da. X. X. Sau ne-a pus să a. vedem pe toată. Ah, ce frumos. Hai, poți să te bagi. Așa, deci cum am spus, o să caut rubrica pe Discordul nostru, care probabil în curând, când o să fim mai populari, o să fie deschis publicului, să poată să intre toată lumea să vorbească cu noi pe Discord. Să fie bine. Da. Și noi, rând pe rând, am... A... Am uh, început să scriem la un fanfiction, pe când erau ele populare. Nu știu dacă mai sunt. Mai sunt, mai sunt. Așa. Da, da. Cu uh, formația Five Gang și cu Shelian Shelly. Shelian Shelly. Dar și mai cum? Cum îl cheam pe el? Nu știu. Nu știu cum Shelly. nimeni nu știe. Ai, ah, ca un fel de... Ca un fel de Avicii, nu? Nimeni nu știe când da. a murit. <laughs> și Avicii <laughs> știi că era român. A, da. Leonardo Avicii. <laughs> Leonardo. Hai să nu, să nu deviem de la subiect, căci ne așteaptă un, o lectură de cam jumătate de oră despre viața lui Șelian, văzută de ochii unei, unei tinere doamne din București, de la, pe la vârsta de 47 de ani, fumătoare. Da, primul capitol scris și editat de Toma Ovidiu, aici de față, care începe așa, Deja. acolo și înapoi cu Shelley. Capitolul 1. Câștigarea biletului magic. <coughs> și acum începem. Tu ai grijă să nu mori da. acolo, da? Da, da. Era o zi caldă de vară, iar eu și prietenele mele, fată, ne ocupaserăm de la... ne cumpăraserăm de la chioșcul satului câte o pungă de pufuleți cu surprize și câte o bere din aia bombiță la, la o litră marct. Sper că ai scris corect. Da. Era activitatea noastră preferată să stăm pe preș în fața curții, în văzul bunicii mele <laughs> și să savurăm câte o bere rece în timp ce cronțăneam acei pufuleți cu surprize plini de aromă de brânză plus, anul <laughs> uh, plus, <laughs> plus... Brânză că, de plus. <laughs> plus că surpriza de la fundul pungii ne aducea încă o surpriză în acea zi plicticoasă. <clears throat> Până acum totul bine. Da. Prietenele mele, Adina și Rodica. Îți <laughs> minte pe Rodica. Ad Prietenele mele, Adina și Rodica. Se așezase pe preș, iar eu aveam sticla de bere cam agitat așa, că am băut direct din sticlă. Acum ce să fac? <laughs> În timpul unei partide focoase de Macao, <laughs> când Rodica pierdură, <laughs> Iată că bag mâna în punga de chipsuri Cio, parcă era pufuleți. Parcă era, pufuleți, Aici e faza, mă. E ca un vis. În care, pardon, a, gata, m-am prins. Băga mâna în punga de chipsuri Cio, în care, pardon, pufuleți cu surprize, spre mirarea mea, în timp ce cerul se noră și vântul început să bată cu putere, găsesc un bilet să nu mai spun că tabla de pe casa bunicii mele a început să zdrângă negrav, iar ploaia era una de natură torențială. Însă pe mine nu mă picura deoarece am încercat să clădesc un moment magic în care eu primesc un bilet magic și de aia nu eram, eu eram evitată de ploaie ca printr-un miracol, exact ca atunci când Fuego a intrat pe scenă purtând aripi de înger și levitând. Pentru cei ce nu știu, treaba asta chiar s-a întâmplat. Căutați pe Google. Ce? În fine, deschid eu biletul, însă Adina mi luă din, gură, din mână și, și, până să apuc eu să citesc ceva, aud un răget puternic. Ioi, ai câștigat o întâlnire cu Shelly! Asta era Adina care a fost biletul. Eu eram ud de toate, de la ploaie. Pentru o clipă, mă uit spre Rodica și... <laughs> și mi se pare că are o dungă de cocaină la bot Mă uit rapid din nou Și mi-am dat seama că mi se pare mie De unde poate Radica să facă rost de cocaină, nu? Și o proastă Mă entuziasmasem degeaba Reclamă? Reclamă? <laughs> <laughs> e hey, bine, uh, noul parasinos uh, Gata reclama Iată că veni și clipa în care trebuia să mă decid Dacă să merg să onorez biletul câștigat La pufureț sau nu Vedeți voi, eu nu-l puteam suporta pe Shelly, Rodica însă, era în limbă după el. <laughs> însă eu, eu am spus că mă duc să mă întâlnesc cu el doar ca să-i fac în Rodică-i. Rodica arăta cam așa. <laughs> <laughs> baba elicopter. Da, da, punem baba elicopter. Uh -huh. <clears throat> Bineînțeles că aveam să plec mâine dimineața cu primul tren, eu fiind din Suceava, urma să ajung în Craiova în vreo 10 ore. Și deci e corect? Da. Așa, și deci aveam timp să-mi savurez pachetul de semințe pe care îl mâncam cu plăcere în fiecare dimineață. Altceva am scăpat eu din vedere și anume că după ce mâncam semințele și beam patru cafele, și beam patru cafele, mă luau o căcare de nu-ți povestesc. Dar cum arăta asta eu? Sau nu se știe încă? Ia, nu, găsim -ne. Fiecare și aduce aminte cum nu, fiecare se gândește cum arată protagonistul nostru. Oricum, având 34 de ani și fiind fată mare, am decis că e momentul oportun în care să-mi pierd și fluturele cu acest băiat. <laughs> <laughs> mai mai că Rodica s-o o, s -o oftica odată și nu mai veni la mine la poartă. Că și așa mie nu-mi place de ea, pentru că diferența uriașă de vârstă începea să-și pună cuvântul. Adică mereu când ieșeam în oraș cu ea, nu ținea la băutură și mereu era wet blanketul grupului. Bine, ca să nu fiu rotăcioasă la, 80, la, 89 de ani se ține bine baba. Abia acum trebuie să arătăm cum arată rodica. Da. Putem să arătăm două rodici. Da. Capitolul 2. Scris de Jang, eu. Cele două turnuri de la Băgurele. Iscoadele lui Saruman, în paranteză ciori, s-au întors anunț anunțândul că personajul principal a găsit într-o pungă biletul câștigător și, și, deja este în drum spre tren, spre Craiova, puncte, puncte, spre Shelley, puncte, puncte. Saruman s-a întors spre comandantul lui Orc, responsabil cu Wargi, și a spus într-un glas adânc, știi ce ai de făcut. Orcul rângi ajuns la gară, mi-am dat seama că bagajul e mult, mult mai greu decât îl făcuse în acasă. Șoferul din Uber abia că l-a pus în por bagaj. Nu bag prea mult de seamă în privința asta. Nu știu ce am vrut să scriu aici. Valiza arăta cam așa. Uite așa. așa. Merse trenul el ce merse și din valiza mea a început să iasă un jet de miros. Foarte concentrat ca o unei persoane trecute prin viață. Stai puțin. Rodica? Am țipat admirată și am deschis fermoarul. Era Rodica goală în geantă. Planul ei era să sară din valiză goală când ajungeam la Shelly. Rodico, Rodico, nu puteai să-ți vezi mata de-a lungul nasului, să stai colea acasă la găini? Apoi șinile mai de de muncare. Nu știu de ce accentul. Rodica a zis că a rezolvat totul în meu, a pus și găinile dânsei. O să conteze mai încolo, împărătesc. Rodica rămâne goală tot drumul, ca să-ți să faci și o idee. Încep să visez adânc, dar n-am apucat să mă afund în vis prea mult, că mă trezește o voce disperată care zicea așa. <sus> Următoarea stație, craio Craiova. <sus> Era omul din tren care a văzut că mama e goală pușcă și a lăsat-o să stea fără bilet. Zis și făcut. Ajuns în gară. Am iertat-o pe Rodica pentru ce mi-a făcut în paranteză. Ajuns în gară. Am observat o mare gloată de oameni și copii de toate vârstele și bătrâni și, și, și oameni înalți și cu și fără barbă și cu scaune. <laughs> <laughs> <Stay. Surely. laughs> uh, take me a message, last Lasam, mama, was non stop. Hey Siri, can you mute my phone? Hey Siri, set all volume to low. Hey Siri, mute the phone. Okay. Hey Siri. Hey Siri. Can you set the phone to mute? Ok. Hai să continuăm. <coughs> Așa. Nu pot să cred. Gata. Bă, lost my concentration. Eu eu tem. Uite și tu cum scrie asta ca disperatul, cum dau la minim. Ah. <coughs> wow, gata. Ok, am dat pe în mod silențios. Ce? E timpul <coughs> pentru reclamă, în care uh, să-mi revin. Parasinus Pentachil, ai văzut? <laughs> da. În următoarea stație Craiova, asta am citit. Ajuns în gara, am iertat-o pe Rodica. Așa. Ajuns în gara, <coughs> să revenim. Ajuns în gara, am observat o mare gloată de oameni și copii de toate vârstele. Și bătrâni, și oameni înalți, și cu și fără barbă, și case și caune felurite și măști de vânzare pepsi cu ghimbir, mă țin minte, da. și pâine și brățări de toate culorile, mâncare ciorbe, felurite pufuleți cop copaci păsări găinile găinile lui Rodica voiau să iasă din ghiozdan, oameni, femei, liliputani și altele, arătau cam așa armata lui Azog, oricum. Orcul alb. Orcul pal. Orcul pal, orcul pul. Pur. Toți au venit să vadă ei câștigătorul unei întâlniri fan meeting cu Shelly, lead singerul din Five Gang. Uh! Am coborât Am coborât din tren. Rodica era toată goală. Nu, era tot goală. Și acum, rând pe rând, oamenii și animalele prezente se dădeau cu un pas înapoi, dintr-o parte în cealaltă, făcându-ne loc ca să trecem printre ei. Și am mers prin mulțime, până când am văzut că în mijlocul tuturor era un cerc liber, în care erau prezenți, erau prezenți patru siluete de oameni, <laughs> care stăteau cu spatele. Erau niște siluete perfecte, din punctul meu de vedere. Am ajuns înaintea lor și toți oamenii din mulțime s-au aplecat pe un genunchi. Una din siluete avea un fund imens, dar n-am băgat imediat de seamă ce se întâmplă sau de ce, s ce înseamnă asta. Așa. S-au întors siluetele rând pe rând, arătând cine erau ei de fapt. Și în paranteză, Rodica era tot goală, încenunchiată și făcând o baltă de urină și făcând o baltă de urină sub ea. Gen, ea știa ceva, știi? Dezvoluindu-și misterul, rând pe rând se făcu cunoscut Gami, urmat de Pain, roful. Exploit și Diana Condurache. Ei s-au prezentat ca fiind Five gang și toată gloata a spus în cor împreună cu goala de rodica. Amin! Capitolul 3 Sadness Scris de scris de Toma Ovid Iulian Uid Cum te descurci acolo? Iar ai murit? Foarte bine, da Dar ce avut? Mă rog O să vedem la sfârșit Capitol, Capitolul 3 <coughs> Sadness În acel moment Timpul s-a oprit în loc Picăturile de ploaie pluteau în aer aievea Pentru că atunci mi-am amintit Căzusem într-un gând adânc despre când eram în tren, în drum spre Craiova, îmi amintisem de faptul că, datorită rodicăi, eu nu aveam oportunitatea de a-i de dat spre degustarea lui Shelly roadele din grădina... ce scris mai aici? <laughs> spre degustarea lui Shelly roadele din grădina părinților mei, roadele anului aceluia cu care ne mândream de generații întregi, din tată în fiu, din bunic în bunic, din fiu în tată, din mamă în nepot, din unchi în văr, mă rog, <laughs> și atât. E greu, viața e grea, totul e greu, iar Rodica nu ar fi înțeles niciodată că asta era șansa mea să devin cunoscută ca mare agricultoare pe România. <laughs> Oricum, gândul meu zburat tot mai adânc și parcă înaintează, parcă întrezărea primele mele momente cu Shelly. Da, parcă până acum nu prea l-am menționat pe Shelley, știi? Și fanfiction-ul lui. Pează, da. <laughs> știu că nu eram atras de el, adică acum nu știu exact, pentru că eu roșeam când asculteam melodiile Five Gang-ului. Totuși, întâlnirea dintre eu și el ar fi transformat aceste sentimente în unele mult mai, mai personale. Vedeți voi, eu aveam niște secrete mari și personale. Secretele mele erau de natură fizică. Bine, nu e ca și cum aș fi avut vreun picior mai mic sau ceva de genul. Ideea, e, ideea e că atunci când m-au născut părinții mei, nu mi-au ales genul, adică masculin sau feminin, iar eu am devenit foarte repede confuză. Uh, tocmai în acest motiv a și început am crește păr pe piept și simțeam nevoia disperată din când în când să fumez orice. Orice. De pe acest gând am căzut în alt gând și așa mi-am adus aminte de un alt defect al meu. Uh, era că din când în când puteam să văd un copil care îmi spunea ce să fac. Apărea gol și ăsta prea. gol. Apărea gol și transpirat în colțurile camerelor goale și goale și reci. Și îmi spunea să merg, spre exemplu, în bucătărie sau în baie și să fac anumite lucruri pentru el. Nimeni nu vedea acest copil în afară de mine, Odată a venit foarte aproape de mine pe la miezul nopții și mi-a spus ceva în altă limbă. În fine, <laughs> în fine. <laughs> în fine. <clears throat> și acum îți schimbi modul de narațiune. Ploua apăsat cu strop grei. <laughs> tu ai încercat multe stiluri aici, lirice. Sau so, mă rog. a apăsat cu strop grei care explodau în mii de alte picături. Atunci când ajungea pe suprafețele dure. <laughs> Bunicul meu, bunicul meu, Dumnezeu, e fanfiction în Shelly. Bun, da. Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, mereu îmi spunea că nu ar trebui să mai citesc poezia Plumb al Bacovia. Spunea el că e prea greu pentru mine. Haha, ha, bunicule, cine râde acum? Timpul e relativ, pământul e plat și mi-aduc aminte de bunul Elon Musk care și-a trimis mașina în spațiu. Câtă durere și tristețe e pe pământ. Foamete în Africa. Piramidele au fost ridicate în mod misterios. Masoni. Iluminati. Tu acum descrii grelele pe pământ și alte cele gândurile mele începură să zboare iar mă, cât o zboară gânduri aici. Începură să zboare foarte rapid, de parcă cineva am pusese ceva în sucul băut mai devreme de dinainte de a ajunge în gară. <lipă> <lipă> tu bagi. Tu uiți să scrii atunci și bagi acum tot ce poți. Probabil cineva a pus acel praf alb, în <lipă> paranteză droguri, sau probabil nu. Cert Toate este. De Cert este că aveam o sete înflăcărată să cunosc adevărul adevărat, nu, adevărul drept pentru care după întâlnirea cu Shelley doream enorm să cunosc budismul. <coughs> budismul cu b mare. <coughs> Dintr-o dată am simțit pipă el pe corpul meu, obosit de, arat, de aratul câmpului. Cineva mi-a păsat bătătura aia mare de la picior. <coughs> În bulzala am tăiat respirația aia, iar eu respiram din ce în ce mai greu. Dar o mână se mai vedea din rodica. Ia a vrut. A, nu, doar o mână se mai vedea din rodica. Ia Dintr-o dată scoate capul din gloata de oameni și cu un glas duios zice... Îmi imaginez un vacarm acolo de oameni. Și ea scoate capul și duios zice... n am mâncat nimic în afară de pâine. N-am mâncat nimic în, afară de pâine viermăroasă de trei zile. Uitându-mă la eu. Uitându-mă la eu, la ea, am ridicat din umeri și scoțând o ridiche bătrână din aceea neagră, îi înmânesc să Avea dinți, mă. Avea, Mănușile, de parcă purta mănuși, mănușile am căzuseră de mult din mâini și nu înțeleg de ce oamenii tot repetau Amin, 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 Amin. Capitolul 4, scris de Toma Ovidiu Iulian, Weed. Tu? Nu, tot eu? Totul, totul scris, că aveai, avea inspirație. Îmi că m-am lăsat. Da. Capitolul 4, sistem de operare, 13 5 2019. Oh, atunci am scris? A 5 ani mai? Dintr-o dată, cei patru membri ai gangului încep să mă privească cuprinzător și mai cu seamă Gami OS, care parcă mă și dezbrăca din priviri. Mă simțeam super violată, dar clar el nu simțea nimic. Anyway, Gami a făcut trei pași mici. <laughs> pași de mămăligă, știi? Gami a făcut trei pași mici spre mine și a început să-mi studieze pistroii feței. Ciudat, nu? Uitându-mă la el, la rândumi, la el, uitându-mă și eu la rândumi la el, ne priveam parcă în gol și deși el părea foarte dubios, se înclina și îmi spune Sărăt, m- Sărăt mâinile, doamneșoară, dragă, apoi scuip.” Sărut mâinile dumneșoară dragă, apoi scuipă. O voce interioară din lăuntrul lui Gami spuse în surdină. Inițiez procedura de sărut a mâinilor. <laughs> Și acum a zis tot ea. Că pe treaba asta scrie Shelly cu pâma. <laughs> Nici bine nu trecut timpul că Gami mă ia de mână de mă învinețește. Ceilalți membrii Pain, Roffle, <laughs> Damage, pardon, Exploit și Diana Condurache cu al său imens alai îmi spuseră Hai să mergem, suntem tineri și avem o viață de pierdut. Iată că așa am început să mergem pe străzile Bucureștiului. Parcă era în Craiova. și <laughs> ai Bucureștiului cu bâi mic? Normal că Rodica se ținea de mine. Ea a vrut după mine, după mine. Simțeam eu ceva în neregulă cu băiatul ăsta. <gâng -o> Gamiel Osbănescu. <gâng -o> Gamiu Osbănescu. Ochii lui făceau zgomotul unui zoom de mirrorless și din când în când, atunci când clipea, se auzea un declanșator. However, oricum <gâng -o> mi-am dat seama din prima că Shelly îl controlaseră pe Gami via aplicație de telefon prin Google Play. Se numește Remote Play <laughs> că facem reclamă Se numește Remote Play Iar Gami fusese inventat și construit de către Shelly De pe vremea când Shelly se juca cu puța în țărână Și era un nimeni și era singur și avea părul lins de fac. <laughs> Trei ani de zile după aceea pe când măs al plezne... <laughs> pe când măs l pleznea peste bucilei roze, <laughs> în absența tatălui, că Shelly are și de issues, în paranteză. Gami fusese cel mai bun prieten, dacă îl putem numi așa. Un prieten care îl ajuta atunci când <laughs> venea căcat pe el la școală. Când venea căcat pe el de la școală sau chestii de-astea. <laughs> Oricum Shelly avea de mult în gând înființarea gangului. El a scris scenariile pentru fiecare melodie, cu mulți ani înainte, încă de pe băncile grădiniței, da ei și sunt așa penibile, iar acum că i-a dat și lui mustața și a strâns și el nescaifani, a pus niște videoclipuri. Nu a renunțat la Gami, pentru că i-a promis acestuia într-o noapte furtunoasă, pe când stăteau amândoi sub plapumă, goi și înfricoșați, că îl va scoate din sărăcie. Iar eu știam, știam toate astea, iar nu aveam de gând să-i spun are nicio legătură. De unde știam eu aceste lucruri? Spire Android Device, aplicație downloadată de pe Google Play, iar cu care am reușit să am acces la toate informațiile despre acest plan al lui Shelly de a nu-și arăta fața și a mă spiona prin gami. Eram încă în drum spre Shelly când o ploaie torențială începu, iar capul lui Gami se făcă umbrelă și a cooperat cu mare atenție pe toți membrii gangului. Arăta cam așa, inspectorul Gadget, cu <laughs> pălărie. Da, așa. Ca să continuăm, trebuie să beau niște cola. Ca simt cum mi-a. Ea... începe să-mi pută seama Mă Mamă, ce ai făcut acolo? Am mm. făcut bine asta, mm. Te-ai înalțat destul de mult. A, puteai să pui. mă rog, e bine ce faci. Știi tu să joci. Mm. Mm. Mm pot să spun că, cu mâna pe inimă că acum și eu printre ei mă simțeam ca un membru. Și parcă îmi și veneau idei de melodii noi pe care abia așteptam să-i le spun Shelly. Cum ar fi una cu și despre sosuri <laughs> pentru grătar și mitrariere. asta ah, e lol! Sau cum ar fi una despre produse de omorât țânțari și cocaină. Nu, asta ar fi mișto. Zi și făcut. Iată că mergând, ce mergând, aud în spatele meu o ronțăială umedă <laughs> și dezgustătoare. Rodisa... Rodica! Rodica intrase în varza mea murată. No, nu, că eu pasta o bala cu rugol, adică în ce hal mă face de râs la acești oameni? A <laughs> dat buzna la varza murată. Dar ea nu se gândește, domne, că nu se mai poate așa. Oricum, gândurile mele de revoltă în legătură cu Rodica îmi trecură repede și fusese înlocuite cu gânduri de milă la cum era goală și vai de steau, ei cu varza aia în gură și curgea și zeama pe piept. Of, draga mea prietenă. Ce mi ditai baba asta. Oricum, aproape ajungeam la Shelly. <coughs> Mai avem vreo două străduțe și o șaurmerie mm -hmm. și puteam vedea casa ce ai, făcut? ai ajuns jos? Mm -hmm. Și puteam vedea casa lui. Diana Condurache mi-a cu degetul mijlociu, nu știu de ce. Oricum, la început a menționat oricum, la început am menționat străzile Bucureștiului, scuzele mele, suntem în Craiova. Capitolul 5. Un astfel de viață? Nu știu cine a scris asta, <laughs> e anonim. Merserăm ce merserăm, o mănuță ieși din gami <laughs> și o ștergea la bot pe Rodica. Eu -o suflam ușurat, a, de aici a început relația lui Gami cu Rodica. Știu? Da. Și o ștergea la bot pe Rodica. Eu -o suflam ușurată pentru că Rodica nu mai avea proteza dentară Pusă din când în când Pusă încă de pe când plasa, Plecasem Din Suceava Se gândea ea că așa cântărește Mai puțin în valiză Oricum ce rost mai are acum Căci tocmai treceam și de-a doua șormerie Și iată că ne pregăteam să sunăm la interfon La Shelly la apartament <coughs> Mamă Ajuns în fața blocului nu, dicte, dicte. Ajung și în fața blocului. Diana Condurache mă de umăr și mă întoarce 180 de grade și îmi zice Asta e casa lui Shelley. Nu acest bloc comunist. Iar în acel moment a și făcut un gest foarte gangsta din degete. Eram înmărmurită. Un șuvoi de brobonele de transpiră... Tu ai asta? Da. De transpirație curgeau pe spatele meu când observai casa lui Șelian. Urc cum? Zic eu timidă și destul de atrocizată. Coraj, haide, <laughs> îmi zice Pain, roful. Exploit, tu nu vii? Ba da, cum să nu, zice Exploit, aranjându și părul. <laughs> Care din ăstea Exploit? Nu știu, să spune și poze cu ei. Zi și făcut, urcam scările unei case imense, nici urmă de Shelly, dar hei, nu era problemă, mă simțeam în siguranță și puteam să mă relaxez când în sfârșit ajunsesem cu bine la București, pe la Craiova, și totul era ok. Putea să vină și noaptea. Rodica dormea pe un fotoliu deja crăcită. De că era tot goală până, <coughs> până. Toți cei patru membri gangului se, așe se așează în fața mea și îmi spun Ești gata? Eu nu știu nimic, niciodată despre nimic. <coughs> Zic, da, cu o naivitate, profundă, crezând că urmează să intre Shelly. Ei bine, Gami, care acum nu se mai ascundea și putea să se comporte ca un robot, fiind în argul său, și în paranteză avea roți electrice la Dida și așa se transportă pe sie și prin casă. Mers să și apăsa un mare buton roșu. În acel moment, toate tablourile de pe pereți începură să vorbească. <laughs> casă. Simpla măsuță de cafea, deci să știți cum e în casă la Shelly. Simpla măsuță de cafea, intrase în podea și locul ei a ieșit mare masă de biliard. Toate televizoarele cu tub. Toate televizoarele cu tub erau acum smart TV-uri cu diagonala de 194 cm. <laughs> Iar în loc de lustră, acum era un mare disco bol. Să înceapă distracția, zic, zise Payne. În Casa lui Shelly noi facem regulile și nu ne dăm înapoi de la nimic. Noi nu suntem de acord cu ceea ce dictează societatea. Toma de aceea te încurajăm să fii tu, să nu te ascunzi, zise Diana Condurache. <laughs> Iată că în mijlocul imensei camere a apărut o cadă pe insefugu comod într-un capod flaușat. <laughs> ce înseamnă mă, flaușat? Hmm? Pluși. Așa. Exploit trăgea dintr-un vape, stând într-un colț de parcă aștepta ceva. Gami își ungea bujiile cu, cu grijă, iar eu luasem loc pe o canapea delfin. Casa șeli, frate. În primul rând avea televizoare cu tub înainte. După s au făcut flat screen. Mă rog. Mă uit în jur și parcă aș fi vrut să-i rog să mă ia în gang. Nu mai vreau în Suceava, gata, sunt rebelă de acum. Trei secunde mai târziu, când mă trezesc din tranșa de două secunde, cum adică? A, transa. Cum mă trezesc din tranșa de două secunde, o văd pe Diana ce se dezbracă și intră în cadă, în timp ce restul membrilor priveau ca și cum nu era nimic ieșit din comun. Hai să-mi dai pe spate că nu ajung, îmi spuse Diana. Hai că vin, zic eu. Și luasem înainte un puf din vape din vape lui Exploit În timp ce turnam Gel de duș pe burete Simțeam că amețesc O fi fost de la vape Oricum Voiam să, mă, să fac impresie bună Încă Așa că dădeam cât puteam de bine cu buretele pe spatele Dianei Ca să vadă că sunt fată de casă și bună la treabă <laughs> însă, însă, cum frecam eu așa Ridic ușor privirea la Gami <laughs> Care ea încet încetișor îi se, se ridică un șurub din zona pelvisului, moment în care m-am înroșit. <coughs> Bum, mesaj pe telefon. Era Adina, care e cealaltă prietenă, dacă își aduce aminte cineva, din Suceava. Și Adina zise așa, citez. Hei, fată, nu mai dai niciun semn? Emoji supărat. Sunt aici cu măta și cu tactul și ne întrebam dacă ești bine și dacă ți-ai dat de deja fluterele lui ăla. Așteptam răspuns. A, așteptăm răspuns dacă ți-a luat fluturile. <laughs> mesaj trimis acum două săptămâni, ora 21.38, Miercuri, o să conteze mai târziu. Joac o Pasta, What? <laughs> Mă miram cât mă țineau plămânii, cu o mână freca în spatele dianei, iar cu cealaltă, băi, e destul de... destul de hot scena asta, iar cu cealaltă încercam să răspund la mesaj, băgamea și <laughs> în autocorectul măsii. <laughs> Primit, dau send și pun telefonul pe modul avion, wink, așa că mă, să mă lase în pace țăranie, adică părinții și prieteni. Din gami, început să curgă ulei încins pe în șurub, exploit, exploit și pain, redeau de el, însă mie mi-era milă. Gami, ai nevoie de ajutor acolo? La șurub, adică. Zic, eu ușor crispat, dar determinată să ajut inițiez lungirea, inițiez lungira șurubului și activez funcția de curățare prin jet de abur din gură. <laughs> a, ah, ok, zic, zic Dezbracă-te, zise Gami. Wow, mi rușine. Cum să mă dezbrac? Dacă eu când am trecut prin vas lui, am aruncat chiloții pe geamul din tren. Eram practic deja goală, nu? A, ah, stai, Rodica știa deja. Oricum, ea a vrut. Capitolul 6, punct love it. Asta cred că eu l-am scris. Deci, eram înconjurată de acești oameni focoși, vapori calzi, aburi de vape, flutrau prin cameră. Știu ce se întâmplă aici, știu ce jocuri joacă gangul acum, dar să nu uit misiunea mea. Celul. eu tot încercam să te aduc la, la ideea noastră principală țelul pe care îl urmez însă, de când am desfăcut acei pufuleți, <laughs> parcă ziceam ție ca scriitor, știi? Rodica e aici, ei sunt aici, dar nu și Shelly. Nu mă voi abate din a-i da fluturele în fața nesimțitei de Rodica. Ce faci? 7000, 71 de Da, am făcut 200.000 de ce mii cel mai mult. Zi. A. Totul merge conform planului. Încep să cutreier prin casă. Pe Rodica a luat-o Gamios punându-i o lesă în jurul gâtului. Ea era tot goală. Timpul e prețios. Știam sigur că Shelly e prin apropiere. Unde e Shelly? <laughs> și dintr-o dată zise exploit. E în grădină, zise exploit. Ah, super. Nu știam că avea și așa ceva. Da, unul din motivele pentru care Shelly are ales o țărancă, poate vorbesc prea mult. Și eu... ce? Totul se afundă într-un mister și mai și. Încep să mă înfuri și cobor spre grădină. Ia papucii de afară, zise Diana cu durache. Ia până și papucii împreună cu ceilalți. Se aude o sapă în îndepărtare. Pe măsură ce mă apropii, simt că îmi pierdeam din ce în ce mai mult ambiția de a nu cădea în lui Shelley. Încep să-i disting corpul uns și plin de sudoare. Părul, mai mare în sus, acum mi se preningea pe mijlocul feței obrajii, toți patru în partează, erau roșii ca para focului și realizez că am făcut o mare greșeală. <laughs> Acum începe dialog, Shelly. Dăm -mi și mie o pățica de boașe. <laughs> Zise chiar Shelly. să tu ai scris. Și am zis. Ce? Era în toată roșie. Stai, n-am auzit -o bine sau... O pățica de lângă coase, repetă Shelly. Vai, imediat, răspunde eu și fac o plecăciune rapidă. Deci, tu ești aia asta, zise Shelly, suflându-și sufletul. suflându-și sufletul pentru două momente. Eu, Miss, încercam să par și eu amuzantă. Hehe, -he. când ai ajuns? Simt că nu ai venit singură și nu e o companie oarecare. Știi că toate lucrurile se întâmplă cu un scop, iar eu chiar cred în asta, bate în lemn. Din păcate ai dreptate. Ha, rimează. O prietenă mi-a jucat o festă și iată că mi s-a vărât în fundul în valiza mea. Mi -a, nu, iată că mi și-a vărât fundul în valiza mea. Acum nu mai am cu ce să te omenesc. Căci adusesem niște ofrande. Oftez. Nu-i bai, aici la casa de Sherry <laughs> avem de toate. Tu doar gândește-te la ceva și avem. Dacă nu avem, o facem, Wing. <laughs> Roșesc. Simt că prietena ta se freacă. Simt că prietena ta se freacă cu Gami OS. Am dreptate? <laughs> Din păcate, cred că da, ai. Ridic privirea spre etajul 1 casei, geamul deschis, un geamul ce? Un geamăt deranjant de babă îmi aud urechile. 89 de ani, by the way. Nici bine nu apuc să clipesc, că peste ochi mă pleznesc felurite șaibe, șurubele, piulițe, tăcâ. Nu vă mai povestesc în ce hal duduia patul, că cu rodica când te pui, te dezmembrează animala, în fine. Simte-te ca acasă, în timp ce Diana Condurache îmi ia a... simte-te ca acasă, zice Shelley, în timp ce Diana Condurache îmi aduce corpul nesuflețit. <coughs> Cum adică? Mă uit în jur și, <coughs> și pe lângă Diana Condurache, normal că era și exploit și pain, roful, fără gami. O lumină este din Shelley. O lumină? Da. O lumină este din Shelley, cel cu care vorbeam, și intră în corpul proaspăt adus de membrii gangului. Cum? Eram de-a dreptul nedumerită. Adică, cum se întâmplau toate astea? Lăsăm așa. Ai 50 de bani? <gângătă> mă întreabă Payne, roful. Da, imediat. Și scot un pumn de monezi sau de monede, mă rog, și în mânez. Nu de alta, dar îmi trebuie pentru gami. <gântă> Iar rămas rubul înfipt. Și, și să-l scot doar dacă îi bag 50 de bani în cur. <gântă> dacă îi bag 50 de bani în cur. Știi tu că la căruciorul de la Carrefour sau Mega sau Penny Lidl Ok, zic eu Așa că Pain, roful, îmi ia moneda din mână Și fuge repede spre gamii la etaj Că se auzeau niște sunete de parcă veneau dintr-o pădure bântuită Mă uit rapid spre, mă uit rapid spre exploit Și mi se pare că are o dungă de cocaină la bot Mă uit rapid din nou și chiar avea Oamenii ăștia n-au limite Și am impresia că abia am început a, ah, hey, wid, și aici am terminat fanfiction ul de până acum Este, este un uh, proces În completă dezvoltare Și dacă are succes Și oamenii vor să audă mai mult Îl publicăm la Humanitas <laughs> <îl> publicăm. <laughs> Și scriem și mai mult Și poate cerem Nu să, să cerem uh, sugestii, să scrie și alții Să ne trimită Dar nu, cred că nu sunt mulți care se uită oricum. Da. Trebuie să facem asta nu avem foarte mulți urmăritori tu da să -am... asta înainte de casa de papel, casa de Shelly. Ah, da. La casa de Shelly, <gânt> ca un restaurant din ăla vreau să știi. Uh -huh. uh, în fine, uh, tu, tu ai făcut maxim 200.000 de puncte, zici? Da, nu acum. <gânt> wow! Noi am fost 2-0, sper că v-a plăcut. Eu sunt Jeng, el e... Will! Și noi am fost 2-0, parcă am zis deja. Da. Nu uitați să subscribe, uh, etc. Și să vă abonați. Da? Ca altfel vă omorâm. No.